Eu? Mai mult ești curioasă tu. N-am nicio treabă, Radu a vorbit azi dimineață, tu ai vorbit cu el. De ce am fost eu curioasă? Deci, atentă, Maria. Îți zic lucrul care a fost eu curioasă. Este fix strict faptul că voi încercați să vă spălați pe mușchi, okay, să dați Caterina pe Radu. Maria, de asta am fost eu curioasă. Ai venit, da, și ai fost foarte implicată. Și chiar în momentul, chiar în momentul în care ai considerat că eu m-am întors la 180 de grade, tu i-ai pus în cârcă tot Alexandrei. Radu, hai să facem așa, pentru că eu știu că tu ești nemulțumit și că nu s-a încheiat subiectul, hai să-l încheiem astăzi. Vorbește cu Alexandra și spune ce ai de spus, îți spune și ea și poate lămuri. Alexandra, dar nu vor. Ești domnișoara Cristina, întrebarea este. Vorbește cu am să o rog eu. Zi. Da, i-am zis. Nu vreau să te mai bagi, să-și dea doar cu părerea, să nu mă... Domnișoara Cristina, da. Mi se pare, nu știu, total aberant acum când vine și spune că nici măcar prietenie nu este asta, că nu ascult de el. În primul rând, noi nu ne punem mâna la gură și nu ne-am pus mâna la gură niciodată. El niciodată nu s-a abținut să vorbească ceva de mine când greșesc. Eu niciodată nu m-am abținut să vorbesc ceva de el când greșește. Deci n-are cum să vină și să se pare corect lui Codru. Că dacă îmi punea mâna la gură, asta nu mai era prietenie, nu dacă îmi pune mâna la gură. În al doilea rând, domnișoara Cristina, mă deranjează că a luat ideea de la Andrei și vine și o susține acum în continuu și îmi dă mie peste nas cu chestia asta cum că m-aș băga în relație doar că îmi spun o părere. Ați, nu ați înțeles ce am zis eu. Mea, e datoria mea, dacă ăsta e apropiat de mine, că așa am făcut eu toată viața mea când un băiat e apropiat de mine, ca prieten, să-mi spun părerea dacă fata de lângă el greșește sau nu, că mi se pare... Nu spui părerea, tu mă tragi la răspundere, nu ești bani! Mai devreme spuneai Nadie și Adriane că vezi, domne, că eu am dreptul să o trag pe ea la răspundere. Dacă tu te la răspundere, te trag pentru... Uite, și acum spui că mă tragi la răspundere. Și dacă... Dar cine ești tu? Cine ești tu pentru mine să mă tragi tu pe mine la răspundere? Cine ești tu? Ce înțelegi tu pentru mine? Înțelege că tu ești nimic pentru mine. Nu pentru tine. Îi trage-l pe el la răspundere, la răspundere. Nu am cum să trag pe el la răspundere pe faptele Alexandrei. N-am cum să fac chestia asta. Păi tu nu ești nimic pentru Alexandra ca să o tragi tu pe el la răspundere pe ea. Bă, dar trebuie să spui ceva pentru Alexandra. Mă, Alexandra, pentru mine e o simplă cunoștință. Poți să-ți pui părerea, poți. Păi dacă sunt o simplă cunoștință pentru tine, tu nu ai dreptul să mă tragi pe mine la răspundere. Mă, îți pui părerea și cam atât. Nu îmi spui tu mie că tu ai dreptul, fiind prietenul lui Codru, să mă tragi pe mine la răspundere. Singura persoană care are dreptul să mă tragă băieților pe mine la răspundere este Codruț. Și atât, pentru că cu el am avut relație de 9 luni de zile. Ai avut? Da. Nu mai ai? Nu mai aveți? Lasă-mă că ea vorbește acum, okay, din... Vorbesc, da. Ok, da, domnișoară Cristina, nu mai avem. Nu mai? Nu, nu. Te-ai despărțit de Alexandra? Ia de mine. Nu mai avem. Te-ai despărțit de Codruț? Mai avem. Ai avut, nu? De cu pumnul. Nu o dau cu pumnul. Alexandra. Că nu mai avem nicio treabă să nu... Te-ai despărțit de Codruț? Mă duc pe el, că e căpiat. Da. Maria. Da. De ce o învinovățești pe Alexandra pentru situația aceasta? Fă-mă să înțeleg. O învinovățești... Așa era, Cristina. Da. Alexandra este conștientă că dacă ea scoate ceva pe gură, persoanele sau concurenții vor comenta și vor spune părerea, își vor spune părerea lor, corect? Și atâta timp cât Alexandra nu a vrut ca Radu să fie implicat în relația ei, dacă ea tăcea, nu se mai vorbea despre lucrul ăsta. Nu vorbi... O cunoști, da? O cunoști. Da. Știi că vorbește orgoliu din ea? Știi că vorbește doar la nervi, că așa vorbește ea? Ba da, știi că vorbește așa. N-ai de ce să te consumi, ascultă-mă. Lasă-o. Nu, nu fii prost să, nu fii prost să te răzbuni. Nu fii prost să te răzbuni pe greșelile ei. No. Că ea vorbește de nervi. Nu. Păi dacă se bagă Radu în relația noastră și, voastră și tu continui să-i dai curs, pentru că în momentul în care Radu o trage pe ea la, la răspundere, ea vorbește 20 de minute sau jumătate de oră cu el, înțeleg că-i convine și că-i place. Asta i-a spus și Codruț săptămâna asta. Da, da, nu vrei să vorbești, nu-ți convine, dar vorbești de jumătate de oră. Pare Marinescu, tu ai aceeași părere ca și Maria? Domnișoara Cristina. Da. Puteți să mai... Ai aceeași părere ca Maria? Ai aceeași părere ca și Maria? Păi dar nu, domnișoara Cristina, eram atent la altceva. La Alexandra. La cine? La Alexandra. Nu, eram atent, domnișoara Cristina, în momentul în care vorbea Maria, eram atent la Codruț pentru că am observat când s-a întors și am vrut oarecum să stau un pic să analizez, să văd în ce stare se află, pentru că... Bună. La asta m-am uitat. Auzi, bună. Auzi, Marinescu, da, în ultima vreme ești cam absent. Ai pățit ceva?
Care? Ce înseamnă ultima vreme? Așa, în ultimele zile. Ești în lumea ta? Nu, sunt foarte bine în ultimele zile. Eu cred că discut, eu cred că arăt anumite lucruri, fac tot felul de chestii pe care mulți concurenți de aici nu le fac. Așa că eu nu consider că sunt absent. Da, auzi, da. Ce urmărește Alexandra atrăgându-ți ție atenția, atrăgându-i Mariei atenția și spunându-vă că de fiecare dată când vorbiți, vorbiți despre ea? Domnișoara Cristina, Alexandra trăiește și acum într-un vis și ea consideră că este miezul și nucleul, dar în același timp, când e întrebată, se dă o fată foarte modestă. Și vrea efectiv, vrea atenție prin tot ceea ce face. La momentul actual, Alexandra, mă uit foarte clar la ea și observ că este afectată de ceea ce a făcut Codruța din Aur, dar consideră și ea că așa este mai bine. Crezi tu? Era orgoliu, ziceam. Da, domnișoara Cristina, dar e ceva așa, de moment, pentru câteva fracțiuni de secundă, secunde, zeci de minute și cam atât. Cine vrea să înțeleagă ceea ce spun, na, da. Foarte simplu. Alexandra, ia, spune-mi tu cum stă treaba, ca să te scot puțin din subiectul Codruț. Are dreptate Marinescu. Păi are dreptate Marinescu, na. Dacă nu poți, Alexandra, să duci ceea ce faci tu, gândește-te de 3, 4, 5 ori înainte. Doamne, ca să nu mai rămâi acum fără cuvinte, înțelegi? Să strici starea, ca idee, ți-o spun așa. Și de fiecare dată, cum am mai încercat să spun și astăzi, dar am lăsat pe aici să se facă dueluri extrem de grele, care mulțumim pentru mine nu reprezintă nicio importanță. Ascultă un pic, nimeni nu te poftește, înțelegi, în casa ta ca idee. Nadia și Marinescu, în continuare, Nadia, de fiecare dată când Marinescu are ceva de spus, puc. Nu, din contră, și ieri și alarterii a avut ceva de spus la adresa mea indirect, că stăteam noi acolo sus, acum cu lupta de supraviețuire, am mai zis ceva și ieri, eu nu înțeleg care este problema lui cu mine, chiar nu pot să înțeleg. Eu nu l-am atacat în niciun mod, am evitat de foarte ești multe ori să-mi spun părerea despre el și el tot mă atacă. Norocel, nu e problema ta aici? Ia uși ce spune iubita ta, sau fosta iubită, sau mă rog, nici nu mai știm. Că, de fapt, tu o cauți pe Alexandra prin Nadia. Da, nu neapărat prin Nadia. Când a vorbit de faptul că stau sus, vorbea de Alexandra. Nu, după a zis de Adriana că stă ca o plantă și restul de pe lângă. Nu am vorbit, domnișoara Cristina, am vorbit de Alexandra în principal, pentru că eu cu ea m-am purtat aici anumite discuții. Și eu cu Petelor, este conexiune, vă rog frumos. Domnișoara Cristina, dacă este să vorbim de ceea ce s-a întâmplat acum două zile, eu am vorbit cu Alexandra și am vrut să ajungă ideea la toate persoanele din jurul meu, pentru că asta făcea Alexandra. Și restul persoanelor a fost așa de umplutură să fie și ele acolo și Maria, să mai vorbesc și eu încă 2, 3, 4 minute, că nu sunt importante pentru mine. Maria, Alexandra, despre ea vorbeam și cu asta am spus tot. Eu sunt de umplutură. Nu vă mai puneți mâna la gură, Maria. Nu, n-am spus umpluturi. Umpluturi, domnișoana Cristina, aici nimic în casă. Sunt scaunele, mestele. Să mai ocupăm un pic de spațiu, nimic, domnișoara Cristina, când pentru că o să fii bărbat atunci, nu, poate să poți să nu, dar toată lumea a observat. Toată lumea a observat că în momentul de ce în care asta este. În momentul tu vedeți că nu poate să-mi dea replică, spune că nu vorbește cum n-are voie. Domnișoara Cristina, n-are voie. Domnișoara Cristina, stai un pic, Marinescu, că tu nu vezi ce se întâmplă aici. Nadia te numește în felul acela rușinos de altfel, iar Maria o aprobă. Nu. Dar am aprobat-o. Dar ce făceai? Ba da, a zis că într-adevăr n-are voie să vorbească. Da, păi n-are, nu la faptul că n-are voie, nu că e. A zis că nu are voie, da, că n-are voie să vorbească cu ea, nu că e. Da, n-are voie să vorbească cu Nadia. Foarte frumos. Nu. Bravo, Marine. Bine. Ai auzit? Cristina. Zi. Te reclamă. Nu înțeleg, pentru că nu am băgat în discuție anumit, nu m-am referit la persoane. Știm foarte clar în momentul în care domnișoara Cristina... Da, e frustrată și vrea să o bagi în seamă de fiecare dată când vorbești. Explic. Comentează-mi ce scoți pe gură. Exemplu.
simplu, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, nu știu dacă te aud, ești lângă mine. Domnișoara Cristina a spus mai devreme, de fiecare dată când Marinescu spune ceva. Asta am simțit că m-a atacat. Asta a spus domnișoara. Bine, dăm tu, domnișoara Cristina, zi tu. A zis, de fiecare dată când vorbește Marinescu, nu mai face Nadia acolo care e. Dacă eu vreau să vorbesc cu Marinescu, vorbesc și n-am vrut să-ți fac ție rău, de asta nu vorbesc eu cu Marinescu. Te rog. O, bine. Maria se vede urât când te super pe Marinescu că vrea să vorbească cu Alexandra și se vede mai urât. Nu, dar nu mă super că vorbește cu Alexandra. Nadia, fiecare poate vorbească cu Nadia, asta nu poate fi cu Maria. Dragi, cu tine, Marinescu. Motiv de gelozie. Dragi, mai ții lângă tine. Dar un pic mă să explic și eu, nu e niciun motiv de gelozie. Nu se supără pe mine că discut cu anumite persoane, cum zic pe ea. Te-a zis că n-ai voie să vorbești cu mine, Marinescu. Nu, n-are nicio treabă în spatele acestor discuții, da? Că eu pot să citesc mai departe de ambalaj de ceea ce spuneți voi pe aici în emisiune. Mai a zis acum că n-ai voie. Pentru că nu sunt o persoană credulă, se ascund alte scopuri, înțelegi? Și domnișoara Cristina, să fac referire. Nu am spus că sunt anumite persoane aici în casă de umplutură. În momentul în care te duci, cumperi, da, un apartament nou... Aoleu, lasă-ne, Marinescu, lasă-ne, că nu suntem agenții imobiliari. Păi nu, dar asta e adevărul, domnișoara Cristina, se aude ecou. Și de umplutură am pus aici un frigider, o măsuță, o canapea și tot felul de lucruri. La asta am făcut referire. Marinescu în centru. Auzi, Radule, ție ți se pare normal ca Maria să-i ceară lui Marinescu să tacă când dorește ea? Păi, domnișoara Cristina, asta am spus, se vede urât, domnișoara Cristina, și din partea telespectatorului și de aici, din interior, se vede foarte urât când Maria se supără pe Marinescu, cum a fost acum două zile, când a căutat-o pe Alexandra sau direct. A încercat să-i atragă atenția. Nu mi se pare normal să ajungă la gură unui bărbat. Dragule! Să cu părerea despre oricine. Auzi, Radule, tu cumva ai găsit o altă modalitate de a exprima ceea ce afirma mai devreme Nadia? Da, cum că Marinescu ar fi sub sandală, că lui picioarele încălțate tocmai, în sandală. Tocmai asta am făcut și am încercat să explic omului ăstuia că nu e normal, doar femeia să te manevreze. E logic că trebuie să ascult și de ea. Mi se pare perfect normal, dar nu să ascult doar de ea și tu să n-ai niciun cuvânt de spus. Radu! Dar ce fac, mă, fratele? Radu, hai să-ți explic. Din momentul ăsta, zic eu, nu contează ce vorbiți voi. Voi puteți să lătrați aici și să spuneți că noi ascultăm unul de altul, că ne punem mâna la gură, că nu știu ce facem. Îi pui, nu că mai departe. Bun, eu îi pun lui, nu contează. Nu mă interesează că tu spui lucrul ăsta. Okay, poți să continui să-l zici încă o lună. Băi, pe mine nu m-a deranjat. Dacă el ține cont de mine și eu țin cont de el, suntem bine fericiți, voi comentați. Nu mai lătra, că e fericită, se vede, nu mai lătra. Nu mă deranjează că a spus asta. Pe mine nu mă deranjează dacă pe tine te interesează sau nu. Mi-a spus părerea, dacă vreți să ascultați. Eu o să o spun în continuare. Da, dar n-are nicio treabă, știi care e ideea, înțelegeam că avea vreo relație aici. Maria, se vede urât de la televizor. Dar nu mă interesează, eu nu fac, asta e ideea, la tine în cap este doar faptul cum se vede la televizor. Pe mine personal nu mă interesează cum se vede la televizor, dacă eu sunt fericită și sunt bine într-o situație, simplu. Stai, nu ești fericită cu el, nu poți zic că ești fericită cu el. Aoleu. Lasă-mă să fac ce vreau eu. Ai uitat acum câteva zile când tu plângeai și omul zicea, suntem bine, e fericit. Maria, e okay. Da, e fericită când plângeai. Da, aveți dreptate. Când plângi. Aveți dreptate. Auzi, Radule, în curând o să fii spărgătorul de cuplu. Da, nu vreau. Atâta mai lipsea. Nu vreau să fac chestia asta, doar că cum sunt eu băiat, am grijă și de ceilalți băieți să fie băieți. Nu, tramvaie. Păi pe Mariu și Adriana ai despărțit. Pe Adriana și pe Codruț ai despărțit. Acum... Domnișoara Cristina, cine a despărțit? Nu am despărțit eu. Radu? Nu. Radu pe mine niciodată. Nu i-am despărțit eu, domnișoara Cristina, pe Gagica de acasă. Pe Alexandra și pe Codruț nu i-am despărțit eu. I-a despărțit orgoliul, poate, dar nu eu. Aoleu, da, păi și ce ne faci? Eu i-am spus și lui, domnișoara Cristina, băi, nu te lua după ea. Nu te lua după ea la ce spune acum. Pentru că ea acum o spune din nervi și din orgoli. Ea nu vrea să vă despărțiți. Asta i-am spus și lui, nu mai ascultat de ce spune ea acum la nervi. Că ne-am obișnuit cu Alexandra ce spune la nervi. Că am mai avut ei o ceartă acum vreo o săptămână, două, trei, o lună. Când la fel a spus Alexandra, nu mai vreau, nu mai vreau, nu mai vreau, dar era doar din nervi și din orgoliu. Păi uite, tocmai aici a intrat Alexandra în casă, sper că s-a și liniștit, ca să încercăm să lămurim treaba. Ce mă faci, băieți? Dacă dispare Radu din ecuație, în sensul în care Codruț îl tratează așa mai... Cum ți-ai dorit tu? Domnișoara Cristina, eu nu mă pot face înțeleagă. Nu mă pot face, nu mă înțelege.
Eu încerc să-i spun că Radu mă trage la răspundere. Radu vine în casa și aici și mă trage la răspundere în fața lui și spune, voi doi, îi spune că da, te trag la răspundere pentru că am dreptul, că sunt prieten cu Codruș și el tace din gură și nu spune nimic, îmi pare rău, n-am ce să spun. Ăsta e motivul pentru care v-ați despărțit voi doi? Ăsta e? Ăsta e? Nu, motivul este comportamentul lui în momentul în care vine vorba de tine. A, Radu. Spunea Maria mai devreme că tu, Codruț, ai trecut mai tot timpul cu vederea, că ai fost foarte permisiv, că Alexandra n-a fost niciodată. Da, domnișoară Cristina, asta e părerea lui Maria, nu... A, și nu e adevărat? Nu-i dau dreptate, nu iau parte la așa ceva, nu mă interesează. La câte lucruri ai închis tu ochii? La câte lucruri ai... Peste câte lucruri ai trecut peste? Mă aștept acum în situația asta să vină să vorbească toată lumea pur și să spună toate aburelile. Eu știu ce am făcut peste ce am trecut, eu și ea. Am făcut sacrificii, consider eu, amândoi pentru relația pentru care, nu, pe care am avut-o și pe care ai. Da, vorbește așa cu nonșalanță, cu relaxare despre tot ce a fost. Adică pare că te-ai resemnat. Mi se pare, nu că sunt scârbit, vorbești foarte prost, scârbită ești tu. Mi se pare, domnișoara Cristina, să dau, nu știu, dovadă de maturitate, să nu mă mai arunc așa să iau niște decizii la nervi. Acum și să mă explic situația așa cum se cuvine. Marinescu, despre ce subiecte murdare vorbeai acolo? Ce au vorbit colegii tăi? Ce este nempotrivit? Zi-mi și mie. Și eu m-am săptat. Domnișoara Cristina, nu este nicio discuție care... De brigada. Cu Ronaldo, domnișoara Cristina, și cu Norocel. Vorbeam cu prietenii mei. Auzi, Norocel, facem așa, o întrebăm pe Nadia dacă tu mai ești om. Că am văzut că în ultima perioadă... Eu nu sunt... Nu sunt. El a zis, că nu mai sunt om, nu eu lui. Am ce sunt. Păi asta te întrebam, el? Nu. Foarte. Doamne. Dar ce aveți voi doi de împărțit? Că vă tot văd. Domnișoara Cristina de împărțit cu e gelos, e frustrat, e gelos. Nu, măi, Norocel, te rog. Tu ești. Măi. Dacă vrei să zici așa. Ia terminat, Radule, nu mai pune paie pe foc, ce ai? Ce să pună domnișoara Cristina, mă face cu mine, Nadia. Dacă din stomul ăsta s-a luat de femeia asta că muncește, e normal să... Cine a râs, mă, n-a râs, mă, nimeni, frate. Eu așa am înțeles și eu și am spus. Și tu mai zigni pe mine, ziua, nu te mai dați cu băia bun acum. Și tu mai zigni pe mine toată ziua. Ai bătut ca și cum să facem, reluăm discuția de 100 de ori. Nu, frate, că nu cum vorbiți voi, mă, decât cu asta și să faci. Ia să duce la muncă și tu te joci. Mai, dar tu ce ai, Norocel? Ce tot ai avut toată ziua cu mine? Ce treabă ai? Nimic, mai vorbești cu Norocel, taci din gură. Nu vreau. Vă legați de Norocel, dacă vrei să-mi răspunzi bine, dacă nu, nu. Ce ai cu mine? Tu n-are nimic, ai avut azi. Păi bine, atunci gata. Sentimente față de tine, atât are. Atunci gata. Sentimente față de tine și atât. Bă, frate, mă las să vorbesc și eu. Da, mă, ai sentimente față de aia. Ea m-a întrebat ce ai cu mine. Nu am absolut nimic cu tine. Nu am avut nimic absolut cu tine. Dar am vrut să... Ți-am vorbit frumos până în momentul în care m-ai făcut... Nu! Râzi? Tu mai zic și el! Râdea și el! Să vede caracterul tău! Râdea și el! Nu, tu n-ai caracter și nu vorbi tu mie de caracter. Caractere în momentul în care a spus că sunteți prieteni. Băgătoarea asta de seamă. Măi, tu azi l-ai plăcut pe Alexa, doua zi pe Radu, a treia zi pe Norocel și vorbiți cu mine de caracter. Atâta timp că tu un bărbat. Ce o să fac eu? Mi-a plăcut doar de Cristi din casa asta. Îmi pare rău. La Cristi ai făcut... Eu nu o să trag. Cine i-a făcut mie? Ia, hai să facem așa, că te putem înțelege. Ia, opriți-vă și îl întrebăm pe Radu următorul lucru. Auzi, Radule, de ce afirmă Aurora că vă luați de Norocel, vă luați de mine? Ce s-a spus? Ce întrebare mi-a spus, da, știu să răspunde. Domnișoara Cristina, deci, ieri am avut o discuție interesantă pe Instagram cu Aurora și ținea că nu mă îndrept către ea, că îi pun mâinile alte fete, că stau și cu altele și nu i-a convenit. Ce a zis să facă? Sunt speriată un pic pentru că am călcat strâm în gală. Hai să încerc să-mi fac o relație cu oricine, că nu contează, orice e bun, orice cade de sus se mănâncă. Și am zis, hai să-l iau pe Norocel, că ăsta barem n-a avut acolo. Hai, lasă-l, Norocel, barămite Norocel, n-a făcut ce ai făcut în emisiunea asta. Barămite Norocel, asta nu mai face așa, că îi scoți ochii, nu, domnișoara Cristina. Poate așa poți să vezi și tu mai bine când o fată e falsă sau adevărată. Ți-i scot dacă vrei și ți-i pun înapoi. Hai, terminați cu ochii scoși, măi, ce aveți?
Deci, Aurora încearcă să-l folosească pe Norocel și el nu dă seama. Domnișoara Cristina, dacă va fi așa, voi vedea el și Aurora. Își bate joc de el cu o neșanță. Ea abia aici, m-a întrebat dacă am treabă cu Radu. E clar că îl folosește pe Norocel. Domnișoara Cristina! Am întrebat-o pentru că vorbeam cu el, dar are treabă cu Radu și am spus. El, Radu, acum nu înțeleg oftica lui, pentru că el ar fi vrut să stau după fundulețul lui, de parcă aș fi... care, bă, cu care el a avut treabă pe aici pe emisiune, niciodată. Te-ai frustrat! Și imediat după ce mi-a spus bloc, mie, domnișoara Cristina, Aurora, eu l-am întrebat în felul următor. Doamna profesoară, deși ai mai spus de la Fallow, dacă are motivul, că eu nu ți-am făcut nimic. Eu, din momentul în care am spus că îmi place de tine, am stat potolită pe treaba mea, n-am căutat băgare, n-am pupat femei pe obraz, n-am pupat bărbați pe mână, pe obraz și așa mai departe. Ok! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.